Doamne ajută! Starețul Paisia Ghioritul, de multe ori încă în vorbirile lui cu credincioșii care îl vizitau, scotea în evidență faptul că rugăciunea este marea posibilitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu să comunicăm cu El, să-i cerem ajutorul. Adesea pe stareț îl durea când îi vedea pe oameni că se chinuiesc, nevoindu-se cu prea puținele lor puteri omenești, așa cum spunea, în timp ce ar fi putut să ceară ajutorul lui Dumnezeu, care poate trimite puterea și mângâierea dumnezeiască. El insista de asemenea că trebuie să simțim rugăciunea ca pe o necesitate și se străduia să-i ajute pe cei care încă nu știau să se roage, să pună început bun și inima lor să pornească lucrând rugăciunea. Iar pe cei care dobândiseră obișnuința bună a rugăciunii, îi întărea să se roage cu mai multă mărinimie și cu mai multă căldură. Însă tuturor le recomanda pocăința și smerenia ca principalele condiții pentru comuniunea cu Dumnezeu. Așa cum scria într-o epistolă de-a sa, citez, fratele meu nu cere nimic altceva în rugăciunea ta în afară de pocăință. Pocăința îți va aduce smerenia, smerenia îți va aduce harul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îți va dărui prin harul său tot ce îți va trebui pentru propria ta mântuire și orice altceva, în cazul că îți va trebui, pentru a ajuta un alt suflet. Și, de asemenea, într-o altă epistolă de-a sa scrie, mă străduiesc să mă zdrobesc înaintea lui Dumnezeu, punându-mi în față păcatele și nerecunoștințele mele, să cer cu smerenie mila lui și să-i fiu recunoscător, preaslăvindu-l. Materialul de față se referă la rugăciune în general, pe care starețul o trăia ca pe o necesitate a sufletului pentru continua și neîntreruptă comuniune cu Dumnezeu, așa cum el afirma că trebuie să ne aflăm într-o neîntreruptă legătură și în continuă convorbire cu Dumnezeu, ca să simțim siguranță, pentru că rugăciunea înseamnă siguranță. Dacă vom conștientiza aceasta, atunci vom simți nevoia să comunicăm continuu cu Dumnezeu și vom ajunge și la rugăciunea neîncetată. De asemenea, starețul Paisie ne povățuiește la rugăciunea adevărată și curată, arătându-ne și condițiile necesare pentru a o dobândi și menționând că, în paralel cu rugăciunea, trebuie să se facă și o nevoință duhovnicească pe măsură, adică pentru a comunica cu Dumnezeu, trebuie să lucrăm pe aceeași frecvență pe care lucrează Dumnezeu, iar această frecvență sunt smerenia și dragostea, cum spunea părintele. Și el sublinia faptul că patimile și mai ales mândria, precum și lipsa nobleții duhovnicești, adică lipsa jertfirii de sine, sunt paraziți care împiedică dumnezeiasca comuniune. De aceea, înainte de a începe rugăciunea, este trebuință de o pregătire asemănătoare cu cea pe care o facem înainte de dumnezeiasca împărtășire, prin pocăință și smerită mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Se rupe împrejmuirea sau mai degrabă Dumnezeu deschide ușa și astfel primim harul dumnezeieștii comuniuni. Starețul mai sublinia faptul că piedicile pe care le întâlnim în rugăciune sunt acestea trei, nepăsarea, achedia și răspândirea minții, la care se adaugă și lucrarea diavolului, care încearcă să ne distragă de la comuniunea cu Dumnezeu, deschizând discuții cu noi. Starețul dă foarte multe sfaturi practice pentru ca inima să se încălzească și să pornească în lucrarea rugăciunii. El accentua în primul rând studiul puțin, dar temeinic, făcut înainte de rugăciune, pentru că acesta încălzește inima, psalmodia, adică cântarea de psalmi sau de cântări duhovnicești în general, care ajută în lupta împotriva achediei și
totodată creează și cele mai bune condiții pentru a rosti rugăciunea cu plăcere. Și nu în ultimul rând, metanierul, care este cu adevărat armă împotriva diavolului. Părintele spunea că metaniile ajută la pornirea motorului nostru duhovnicesc. Mai departe, nu știu dacă voi reuși în acest material, dar dacă nu, cu siguranță va urma în celelalte materiale pe care le voi înregistra. Vom vorbi și despre ceea ce spunea Sfântul Paisie despre Maica Domnului și Îngerul Păzitor, precum și sfinți, care sunt ocrotitorii și mijlocitorii noștri către Dumnezeu. Părintele scotea în evidență faptul că Maica Domnului, prin desăvârșita ei ascultare față de Dumnezeu și prin smerenia ei, a contribuit la împlinirea sfatului celui mai înainte de veci al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Și din această cauză și ascultă rugăciunile noastre și duce cererile noastre la Fiul ei și Dumnezeu. Dar și Îngerul nostru păzitor nu se depărtează de lângă noi atunci când trăim după Dumnezeu, ci ne ocrotește și ne scapă de primejdii, în timp ce sfinții toți aleargă să ne ajute atunci când îi chemăm credință și cu evlavie în ajutorul nostru. De asemenea, vom vorbi și despre cererile pe care trebuie să le facem în timpul rugăciunii, pentru noi înșine, pentru lume, dar și pentru cei adormiți. Vom mai vorbi și despre supravegherea duhovnicească, trezvia, care este absolut necesară pentru adunarea minții. Starețul Paisie spunea că mintea seamănă cu un copil nesupus care vrea să umble mereu încolo și încoace. De aceea îi sfătuiește pe creștin să o disciplineze din punct de vedere duhovnicește și să o învețe să stea la ea acasă, adică în rai lângă Părintele ei Dumnezeu. Și în ceea ce privește adunarea minții în rugăciune, starețul, fără să renunțe la diferitele metode practice, subliniază că acestea sunt pur și simplu niște mijloace ajutătoare. Însă condițiile absolut necesare sunt pocăința și zdrobirea inimii, care vin în mod firesc atunci când omul conștientizează marea sa păcătoșenie și nerecunoștința sa față de toate binefacerile lui Dumnezeu, dar și atunci când își va ieși din sine și se va pune în locul celor îndurerați. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom scoate în evidență și roadele psalmodiei, care nu este numai rugăciune, ci o zvâcnire a inimii, o revărsare a stării duhovnicești lăuntrice, așa cum o numea Părintele. Starețul sfătuia să înălțăm doxologie din inimă cu bucurie și cu mulțumire, pentru că cu cât îl preamărim și suntem mai recunoscători lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu ne dăruiește mai multe binefaceri. Și în final vom vorbi și despre darurile dumnezeiești pe care le primesc oamenii smeriți și mărinimoși, care lucrează pocăința și le jertfesc pe toate din dragostea pentru Dumnezeu. Vom vedea că toată învățătura a Părintelui este marcată de smerenie și de importanța conștientizării păcătoșinii noastre, precum și la purtarea nobilă și la participarea la durerea celorlalți, pentru că pentru stareț acestea constituie principiile de bază ale vieții duhovnicești și condițiile absolut necesare pentru rugăciunea inimii, rugăciunea curată. De aceea el spunea: cultivați rugăciunea inimii cât puteți, cu dragoste și cu smerenie. Așadar vom da citire din cartea Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești, volumul al 6-lea, despre rugăciune, mai exact din capitolul 1, intitulat Rugăciunea este împreună vorbirea cu Dumnezeu. Gheronda, ce înseamnă pentru sfinția voastră rugăciunea? Trimit semnal, cer ajutor.
Cer continuu ajutor de la Hristos, de la Maica Domnului, de la Sfinți, pentru mine și pentru ceilalți. Dacă nu voi cere, nu-mi vor da. Rugăciunea este împreună vorbirea cu Dumnezeu. Fericiți sunt toți cei care au prins legătura cu baza cerească. Îmi aduc aminte că în timpul războiului civil ne-au încercuit 1600 de răzvrătiți. Noi eram numai 180 de soldați fortificați în spatele unei stânci. Dacă ne-ar fi prins, ne-ar fi omorât. Eu încercam să fixez antena pentru a lua legătura cu centrul, dar nu reușeam cât se rupea din pricina rafalelor de foc. Locontenentul striga la mine: lasă astea acum! Vino aici și ajută să tragi vreo două lade de grenade. Apoi se ducea să facă inspecție la mitralier. De îndată ce pleca, alergam iarăși la stația de transmisie. Până dădea el ordinele, eu încercam să instalez antena, după care dădeam iarăși fuga să ajut, ca să nu se mai enerveze. În cele din urmă, cu o lopată și cu un lemn, am fixat antena și am reușit să prind legătura. Am spus doar două cuvinte. A fost de ajuns. A doua zi dimineața a venit aviația și ne-a salvat. Este oare puțin lucru ca 180 de bărbați să fie încercuiți de 1600 și în cele din urmă să se salveze? Din asta să-ți dai seama de marea misiune a monahului, de a ajuta cu rugăciunea. Mirenii spun, ce fac călugării? De ce nu ies în lume ca să ajute societatea? Ca și cum ar spune unui telegrafist, ce faci acolo cu stația de transmisie? Las-o, ia o pușcă și vino să ne luptăm. Deci, nu ne-l folosește la nimic legătura cu toate bazele militare din lume, dacă nu avem legătura și contactul cu Dumnezeu, ca să cerem și să primim ajutor de la El. Fericiți sunt toți cei care au prins legătura cu baza cerească și sunt conectați prin evlavie cu Dumnezeu. Hristos ne dă posibilitatea să vorbim cu El. Gheronda, nemulțumirea și durerea mea cea mare este problema rugăciunii. Mă aflu foarte în urmă. Ce să fac? Oriunde te-ai afla, să vorbești deschis lui Hristos, Maicii Domnului, Îngerilor și Sfinților. Să le spui tot ceea ce vrei. Să zici, Doamne Iisuse Hristoase al meu, Maica Domnului, știi intenția mea, ajută-mă. Astfel, simplu și cu smerenie, să vorbești mereu cu ei despre orice te preocupă, după care să rostești rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Gheronda, eu mă rog cu mintea împrăștiată. Când te rogi, să te gândești cu cine vorbești. Vorbești cu Dumnezeu. Oare mic lucru este acesta? Unei persoane importante cu cât atenție îi vorbește cineva. Ia aminte ca să nu spună vreo prostie, deși din când în când îi se încurcă limba din pricina sfierii. Ei, dacă cineva ia aminte atât de mult când vorbește cu un om, cu cât mai atent trebuie să fie atunci când vorbește cu Dumnezeu? Vezi, chiar și un copil mic, atunci când merge să-i vorbească tatălui său sau vreunui vârstnic, merge cu sfială. Și dacă mai vrea să vorbească și învățătorului său, de care se și teme puțin, atunci cu și mai multă sfială se apropie de el. Iar noi vorbim cu însuși Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții și să nu ne dăm seama? Gheronda, înainte de a veni la mănăstire, consideram monahismul tot una cu rugăciunea. Acum însă rugăciunea mi se pare o corvoardă și o consider lucrarea cea mai grea și mai obositoare. Te pomenești că ești filozof. Îți place să vorbești și nu obosești să conversezi cu oamenii. Cu Hristos însă, care binevoiește să vorbească cu tine, îți vine greu să vorbești și te obosește. Nu este oare aceasta un lucru necuvincios? Este ca și cum ar spune cineva, oh, acum trebuie să merg să vorbesc cu împăratul. Nu am chef, dar ce să fac? Voi merge. Hristos ne dă posibilitatea să vorbim continuu cu El prin rugăciune, iar noi să nu vrem este înfricoșător. Și mai ciudat este faptul că Hristos vrea să vorbim cu El ca să ne ajute, iar nouă ne vine greu. Gheronda, cad mereu în vorbire deșartă și apoi mă mâhnesc.
Nu este mai bine să vorbești cu Hristos? Celui care vorbește cu Hristos niciodată nu-i pare rău. Desigur, vorbirea deșartă este patimă, dar dacă o pui în valoare duhovnicește, ea poate deveni pricină pentru rugăciune. Unora le vine greu să vorbească, tu însă ai o putere în lăuntrul tău și un imbold de a vorbi. Dacă vei pune în valoare duhovnicește aceasta, ți se va sfinți sufletul. Străduiește-te să vorbești cu oamenii doar ceea ce este absolut necesar și să vorbești mereu cu Hristos. Când vei începe o covorbire smerită cu El, nu-ți vei mai da seama ce se întâmplă în jurul tău. Atât de mult vei fi atrasă și o așa nespusă dulceață vei simți. Pe mine chiar și convorbirile duhovnicești mă obosesc, în timp ce în rugăciune simt multă odihnă. Rugăciunea este împreună vorbire cu Dumnezeu. Uneori îi fericesc pe cei care au trăit în vremea lui Hristos, pentru că îl vedeau și îl auzeau pe Hristos însuși și puteau să-i vorbească. Dar mă gândesc că noi suntem mult mai fericiți decât ei, pentru că aceia nu puteau să discute mult cu El, în timp ce noi putem vorbi neîncetat cu El prin rugăciune. Ieronda, cum trebuie să mă rog? Să te simți ca un copil mic, iar pe Dumnezeu să-L simți ca pe tatăl tău și să-L rogi pentru tot ceea ce ai nevoie. Vorbind astfel cu Dumnezeu, după aceea nu vei mai voi să te dezlipești de lângă El, pentru că numai în Dumnezeu află cineva siguranță, mângâiere și nespusa dragoste împreunată cu dumnezeiasca gingășie. Rugăciune înseamnă să-L băgăm pe Hristos în lăuntru inimii noastre și să-L iubim cu toată ființa noastră. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, cum spune Sfânta Scriptură. Când omul îl va iubi pe Dumnezeu și va avea părtășie cu El, nu-l va impresiona nimic pământesc. Devine ca un nebun. Pune-i unui nebun cea mai bună muzică și nu-l va mișca sufletește. Arată-i cele mai frumoase picturi și nu le va da nicio importanță. Dă-i cele mai bune mâncăruri, cele mai bune haine, cele mai bune parfumuri și nu va lua aminte la ele, căci trăiește în lumea lui. Tot astfel, și cel care are părtășie cu lumea cerească s-a lipit de cele de acolo și nu poate fi smuls pentru nimic în lume. Așa cum nu-l poți dezlipi pe copil din brațele mamei sale, tot astfel nu îl poți dezlipi de rugăciune pe omul care a înțeles noima ei. Ce simte pruncul în brațele mamei sale? Numai cel care simte prezența lui Dumnezeu, iar pe sine se vede ca un copil mic, va putea înțelege asta. Am cunoscut oameni care atunci când se roagă, sunt ca niște copii mici. Și dacă i-ar auzi cineva cum vorbesc când se roagă, ar zice că într-adevăr sunt copii mici. Dacă ar mai vedea și ce mișcări fac, chiar că ar zice că au nebunit. Așa cum aleargă copilul, îl apucă pe tatăl său de mânecă și îi zice: nu știu cum, dar fă-mi ceea ce-ți cer. Cu aceea simplitate și îndrăznire îl roagă și acești oameni pe Dumnezeu. Ieronda, dorința pentru rugăciune se poate naște din nevoia sentimentală de a nu fi singur, de a fi mângâiat? Și dacă se naște dintr-o nevoie sentimentală bună pentru Dumnezeu, oare nu este bună? Se vede că tu ești împrăștiată și numai la nevoie alergi la rugăciune. Firește, pentru aceasta Dumnezeu îngăduie diferite nevoi și greutăți ca să alergăm la El. Bine este ca din dragoste să alerge copilul la tatăl său și la mama lui. Închipuiește-ți un copil care, deși știe cât de mult îl iubesc părinții lui, și el totuși să fie împins cu sila să meargă în brațele mamei sale sau ale tatălui său. Dumnezeu este un părinte iubitor, ne iubește și de aceea trebuie să așteptăm cu înflăcărare să vină vremea rugăciunii și să nu ne mai săturăm să vorbim cu El. Ieronda, nu prea am credință și mă simt tare neputincioasă. Știi ce să faci? Să te agăți de Dumnezeu așa cum se agață copilul de gâtul tatălui său și să-l strângi atât de tare încât să nu te poată dezlipi de El. Numai atunci vei simți siguranță și putere. Ieronda, simt nevoia să mă sprijinesc de Dumnezeu, dar îmi vine greu.
să-ți ridici mâinile în sus. Astfel, încet, încet, se vor lungi și te vei agăța de Dumnezeu. Gheronda, atunci când nu am timp destul și mă grăbesc la rugăciune, nu cumva fur din timpul pe care trebuie să-l dau lui Hristos? Hristos este bogat și oricât ai furat tu, El tot nu sărăcește. Tu însă în felul acesta ești în pierdere. Hristos nu are trebuință de rugăciunea noastră, ci noi avem nevoie de ajutorul Lui. Ne rugăm pentru că așa comunicăm cu Dumnezeu care ne-a creat. Iar dacă nu o vom face, vom cădea în mâinile diavolului și atunci, vai de noi! Ai văzut ce spune Sfântul Isaac Sirul? Nu ne va cere socoteală Dumnezeu pentru că nu am făcut rugăciune, ci pentru că nu am avut părtășie cu El și în felul acesta am dat drepturi diavolului și ne-a chinuit. Gheronda, cum să ajung să iubesc rugăciunea? Să simți rugăciunea ca o necesitate. Așa cum trupul are trebuință de hrană ca să trăiască, tot astfel și sufletul trebuie să fie hrănit ca să trăiască. Dacă nu va fi hrănit, slăbește și moare duhovnicește. Gheronda, dar de ce ne vine greu să ne rugăm? Pentru că nu simțim rugăciunea ca pe o necesitate. Cel care nu intră în noima rugăciunii ca să o simtă ca pe o necesitate, o consideră o povară și se aseamănă copilului fără minte care se întoarce de la sânul mamei sale și de la toată dragostea ei cea dulce, ajungând astfel bolnăvicios și pipernicit. Gheronda, și cum să ajung să simt rugăciunea ca o necesitate? Trebuia să fi mers și tu în război ca să ne putem înțelege. În armată, în vreme de război, când eram în legătură continuă și neîntreruptă cu o vorbire deschisă cu centrul, aveam mai multă siguranță. Când comunicam din două în două ore, simțeam o nesiguranță. Iar când comunicam numai de două ori pe zi, dimineața și seara, atunci ne simțeam fără sprijin. Cu cât mai mult se roagă cineva, cu atât mai multă siguranță duhovnicească simte. Rugăciunea înseamnă siguranță. Dacă ne aflăm în legătură continuă și în neîntreruptă convorbire deschisă cu Dumnezeu, vom preîntâmpina orice rău. Odată, într-un autobuz, era un monah care se ruga cu ochii închiși. Toți ceilalți călători credeau că doarme. La un moment dat, un camion care venea dintr-o direcție opusă s-a izbit de un stâlp de curent electric, iar mașinile care veneau din ambele direcții s-au ciocnit între ele, pricinuindu-se mare pagubă. Autobuzul însă s-a aflat la câțiva metri de drum, ca și cum ar fi fost luat de o mână nevăzută, și niciunul dintre pasageri nu a pățit nimic. Rugăciunea monahului i-a salvat. Gheronda, adeseori mirenii întreabă cum să se obișnuiască să se roage. Uite, mai de mult, unii care voiau să devină monahi și aveau un caracter aspru, mergeau și se nevoiau pe stânci abrupte, în pește, în mormintele închinătorilor la idole sau în locuințele demonilor. Acolo treceau printr-o mulțime de primejdii. Se temeau ca nu cumva să se desprindă stânca, urlau demonii, etc. Și frica îi silea să strige neîncetat, Hristoase al meu, Maica Domnului, și astfel au dobândit obișnuința cea bună a rugăciunii neîncetate. Astăzi, datorită distracțiilor de noapte, drogurilor, etc., mulți dintre cei care conduc mașina își pierd controlul asupra lor înșiși. Așa că omul se duce la serviciu și nu știe dacă se mai întoarce sănătos acasă sau se va trezi schilodit în vreun spital. Aceasta nu îl silește să spună mereu, Hristoase al meu, Maica Domnului? Dacă mirenii ar fi pus în valoare primejdiile prin care trec, ne-ar fi întrecut pe noi monahi în rugăciune și ar fi evitat și primejdiile. La coliba mea a venit cineva foarte mâhnit pentru că din neatenție a lovit un copil cu mașina. Sunt vinovat, spunea el. Te rugai în acel ceas? L-am întrebat. Nu, mi-a răspuns. Nu ești atât de vinovat că ai lovit copilul, i-am spus, pe cât ești de vinovat că nu te-ai rugat. Și am povestit următorul caz pe care îl aveam în vedere și îl spun. Am cunoscut un funcționar care ajunsese la înalte măsuri de virtute.
Rostea neîncetat rugăciunea lui Isus la serviciu, pe drum și peste tot unde mergea. Rugăciunea îi devenise de sine lucrătoare și din ochii lui curgeau lacrimi de doxologie și de veselie. La birou unde lucra, uda hârtiile cu lacrimi. Din această pricină se gândea să-și lase serviciul și să iasă la pensie. A venit la coliba mea ca să mă întrebe ce să fac. Nu pleca, i-am spus. Iar când te vor întreba colegii tăi de ce plângi, tu să le spui. Mi-am adus aminte de tatăl meu. Într-o zi, în timp ce conducea, i-a sărit dintr-o dată un copil în fața mașinii. Deși l-a aruncat cât colo ca pe un titirez, totuși copilul nu a pățit nimic. L-a păzit Dumnezeu, pentru că în acel ceas omul acesta se ruga. Să vă rugați să ridice Dumnezeu oameni duhovnicești, macabei, pentru că există mare nevoie de astfel de oameni. A venit vremea să se lupte binele cu răul, pentru că fără de legea au făcut o lege și păcatul modă. Când veți vedea nenorociri în Grecia, când statul va da legi neghioabe și va exista o instabilitate generală, să nu vă temeți, căci Dumnezeu va ajuta. Din ceea ce spuneți, Gheronda, înseamnă că trebuie să lăsăm toate și să ne încredințăm cu toată puterea rugăciunii. Dar mai încape discuție pentru aceasta? Toată lumea fierbe ca într-un cazan. Biserica, statul, toate neamurile se află într-o mare tulburare. Și cum vor evolua lucrurile, nimeni nu știe. Dumnezeu să se milostivească. Călugării trebuie să facă multă rugăciune. Și dacă cumva s-au apucat de treburi pământești, să se oprească și să se întoarcă la rugăciune. Cât puteți, să vă rugați cu smerenie pentru lume, care a dat multe drepturi vicleanului și din această pricină se chinuiește. Să nu uitați că ne-am făcut monahi ca să ne mântuim sufletele noastre și ca să ajutăm lumea cu rugăciunea. Să ne străduim să devenim monahi buni, să facem rugăciune și metanii pentru noi înșine și pentru lume, deoarece monahul cu acestea ajută. Gheronda, atunci când mă cuprinde antipatia, inima mea poate lucra rugăciunea? Cum să lucreze inima ta rugăciunea când ai în lăuntru patim? Iată, ia un cablu ruginit și leagă-l cu telefonul. Te poți înțelege? Face scurt circuit, țâuie. La fel și omul, când are în lăuntrul său rugină, patim, face scurt circuite în viața duhovnicească. Singur se scurt circuitează. Trebuie să ia aminte la mândrie, la egoism, la voia proprie, la obrăznicie. Pentru că dacă este stăpânit de acestea, nu este cu putință să-l cerceteze harul lui Dumnezeu, așa încât să se poată ruga. Trebuie să-și curețe cablurile lui ruginite, ca să devină bun conductor și să poată comunica cu Dumnezeu. Și cu cât mai mult se va curăța de patim, cu atât mai mult va spori în rugăciune. Patimile sunt paraziți care împiedică dumnezeiasca împreună vorbire. Dacă nu sunt îndepărtați paraziții, cum va putea comunica omul cu Dumnezeu? La transmisiuni, când cineva avea paraziți, îi spuneam: semnalul tău 0, semnalul tău 1. Verificați și repetați. Semnal neînțeles. Din pricina paraziților, nu se auzea celălalt. Trebuia ca semnalele să fie mai sus de 3. La semnalul 5, se auzea foarte bine și comunicarea mergea ceas. Altfel, striga, dar nu se auzea, pentru că nu era bine conectat. Trebuia ca mai întâi să conecteze emițătorul cu receptorul stației lui și apoi să se conecteze la aceeași frecvență cu centru. Tot așa și pentru a ne conecta cu Dumnezeu, trebuie să reglăm emițătorul nostru la dragoste și receptorul la smerenie, pentru ca să ne audă Dumnezeu și să-L auzim și noi. Aceasta este frecvența la care lucrează Dumnezeu, dragoste, smerenie. Omul trebuie să lucreze pe cât îi stă în putință, astfel încât să prindă această frecvență. Atunci va avea legătura cu Dumnezeu și mintea lui va fi mereu la El. Fie ca să dobândiți această legătură dumnezeiască. Gheronda, mi-ați spus că trebuie să-mi încarc bateria cu cele duhovnicești. Cum se face aceasta? Să cultiv noblețea duhovnicească,
mărinimia, ca să fugă cât colo interesul personal. Interesul personal împiedică rugăciunea pentru că îl desparte pe om de Dumnezeu. Creează o izolare. Știi ce înseamnă izolare? Este ca și cum ți-ar spune Dumnezeu, nu te înțeleg, copilașul meu. Gheronda, un monah poate fi consecvent față de îndatoririle lui duhovnicești, dar să fie lipsit de jertfirea de sine și de dragoste față de frați? Sigur că poate. Dacă se gândește numai la sine, poate face rugăciuni nevoință mare, dar să aibă și o părere înaltă despre sine și să fie indiferent față de ceilalți. Însă făcând astfel, va rămâne totdeauna sărac, pentru că, cu cât mai mult se preocupă cineva de el însuși, nu pentru ca să-și dezrădăcineze patimile, ci ca să facă ceea ce îi convine, ceea ce îl mulțumește, cu atât nu sporește în rugăciune. Adică și la ascultare și în toată purtarea ta să fie așa cum trebuie. În toată, ca să ai legătură cu Hristos, trebuie ca Hristos să se odihnească în toată viața ta, iar Hristos se odihnește atunci când îl odihnești pe aproapele tău în sensul cel bun. De aceea accentuez noblețea duhovnicească, adică jertfirea de sine, pentru că dacă cineva face cele duhovnicești și nu ia aminte la celelalte, adică la jertfirea de sine, atunci nu are niciun folos din toate îndatoririle duhovnicești pe care le lucrează. Când am intrat în viața de obște, fiind frate începător, m-au pus ajutor de trapezar. Atunci un bătrânel de 80 de ani, cu totul slăbit, mi-a cerut să-i duc la chilie niște supă. Când terminam ascultarea, mergeam și duceam supa. Într-o zi m-a văzut un frate care mi-a zis: "Nu-l învăța așa, pentru că apoi îți va cere mereu ajutorul și nu te va mai lăsa să te odihnești. Nu o să mai poți să-ți faci nici măcar canonul. Știi ce am pățit eu?" Am mers odată să-l ajut, pentru că era răcit, și după aceea n-am mai scăpat de el. Bătea mereu în perete, tac, tac: "Fă dragoste," îmi spunea, "și adu-mi un ceai. Fă dragoste și vino de mă întoarce puțin." Nu trecea mult timp și iar tac, tac în perete: "Fă dragoste și pune-mi o cărămidă caldă." Cărămidă ceai, cărămidă ceai. Când mă mai apuc să-mi fac cele duhovnicești? Mi-am ieșit din fire. Auzi ce spune? Înfricoșător. Adică bătrânelul acela să sufere, să geamă, să-i ceară ceva ca să-i ușureze suferința, iar el să nu vrea să-l ajute, ca să nu-și întrerupă îndatoririle duhovnicești. Aceste lucruri n-au nicio noimă. Mai mult ar fi cântărit la Dumnezeu cărămidă de ceai decât metaniile și rugăciunile pe care le făcea după toată rânduială. Pe de o parte zicea: "Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă," iar pe de alta: "Lasă-mă în pace." Gheronda, cum poate avea cineva binecuvântarea lui Dumnezeu? Când omul se înrudește cu Dumnezeu, atunci și Dumnezeu îi dă binecuvântarea sa. Altfel, cum să-i o dea? Ca să-i fie călcată în picioare binecuvântarea? Lucrul acesta l-am trăit. Când am mers în Sinai, era mare secetă. De mulți ani nu plouase nicio picătură de apă și din această cauză o duceau greu și mănăstirea și beduinii care trăiau lângă ea. Monahii făcuseră rugăciune pentru ploaie, însă fără niciun rezultat. Când a venit vremea curățirii măslinilor, am mers și eu să ajut. După ce beduinii au curățat măslinii, monahii au luat crengile groase pentru mănăstire, iar pe cele subțiri le-au lăsat într-o margine. Beduinii i-au rugat pe monahi să le dea lor crengile subțiri ca să le folosească la aprinsul focului, pentru pregătirea hranei și pentru încălzit în timpul nopților când este frig. Dar monahii nu au vrut să le dea și din această pricină beduinii au plecat mâhniți. A doua zi, când beduinii au venit din nou ca să le ceară, eu făcusem deja legături, toate crengile subțiri și le-am dat pe toate. Atunci un beduin bătrân mi-a spus: "Tu ești un om bun, va ploua." Și într-adevăr, până să ajung la mănăstire, a început să plouă și încă a plouat mult. Rugăciunea beduinului a deschis cerurile. Nu am povestit nimănui atunci această întâmplare. Gheronda, după ce am făcut un gest urât,
Gândul îmi spune că rugăciunea mea nu este plăcută lui Dumnezeu. Dacă gândul acesta vine din adevărată smerenie și spui, îl întărât pe Dumnezeu cu purtarea mea urâtă, atunci simți dumnezeiască mângâiere. Dacă însă te mâhnești în chip egoist și spui, cum am ajuns eu în această stare, nu primești mângâiere, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Dumnezeu nu ascultă rugăciunea celui mândru, pentru că mândria este zid. Pentru ca rugăciunea noastră să fie auzită, trebuie să iasă din inimă înfrântă și smerită. Atunci când spunem cu multă smerenie, Dumnezeul meu, în halul în care sunt, cum să mă auzi? Îndată ne aude Bunul Dumnezeu. Gheronda, dar de ce uneori, când am vreo ispită, nu mă pot ruga? Dacă ai o ispită și nu poți face rugăciune, să știi că există în lăuntru tău egoism și slavă de șarpe. Și ispita va rămâne până ce se va scârbi omul de sine însuși. De îndată ce se va scârbi, va ajuta și Hristos, iar ispita va trece. Gheronda, îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să mă slobozesc de obrăznicie, dar nu văd niciun rezultat. Când cineva se nevoiește și se roagă, dar nu se vede niciun rezultat, înseamnă că există fie egoism, fie mândrie, fie predispoziție spre mândrie, care împiedică harul lui Dumnezeu să lucreze prin mijlocirea rugăciunii. Orice cerem în rugăciune, Bunul Dumnezeu ne dă, dacă avem smerenie și simțirea păcătoșeniei noastre. Gheronda, și ce să fac atunci când îl rog cu durere pe Dumnezeu să mă elibereze de o neputință și fac și nevoință cuvenită, dar nu mă ajută fiindcă am mândrie? Să ceri anticipat iertare de la Dumnezeu, să spui, Dumnezeul meu, mândria mea e cea care împiedică ajutorul tău, dar, te rog, luminează-mă să înțeleg ce trebuie să fac ca să-mi biruiesc neputința. Din clipa în care vei accepta că ai mândrie și că de aceea nu cedează acea neputință, Dumnezeu te va înștiința și de unde vine ca să te nevoiești să tai pricinile. Gheronda, cum trebuie să simt în timp ce mă rog? Să simți în chip smerit ca să te ajute Dumnezeu. Cel smerit nu are voia sa, ci face ascultare de voia lui Dumnezeu și păzește poruncile lui. De aceea și Dumnezeu ascultă rugăciunea lui și dăruiește binecuvântări cerești. Cu cât omul îl ascultă mai mult pe Dumnezeu, cu atât și Bunul Dumnezeu îl ascultă pe el. Gheronda, uneori când îl rog pe Dumnezeu pentru o problemă și aceasta nu se rezolvă, mă întreb, oare Dumnezeu aude rugăciunea mea? Oare? Oare înseamnă că te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu și astfel îți anulezi cererea chiar din clipa când ai depus-o și îți pierzi și rândul? Gheronda, atunci când cer ceva de la Dumnezeu și nu-mi dă să stăruiesc, da, să stăruiești. Vezi? Și atunci când mergem la vreun birou de servicii și ne adresăm vreo unei persoane competente să ne ajute în vreo problemă, uneori insistăm ca să ne servească. Vă rog să mă ajutați, spunem. Nu plec până ce nu mă veți servi. Tot astfel și în rugăciune trebuie să stăruim așa cum stăruia cananeanca la Hristos și văduva la judecătorul nedrept. Dar atunci când trece timpul și nu primesc răspuns, mă mâhnesc. Atunci când cerem ceva în rugăciunea noastră, trebuie să așteptăm cu răbdare. Odată mi se umflase ochiul și mă durea. Am mers de 3 ori la icoana Maicii Domnului și am rugat-o să mă facă bine ca să pot citi psaltirea în timpul nopților. Am luat și puțin un de lemn de la candela ei și mi-am uns ochiul, dar nu s-a vindecat. După câteva zile, situația a început să se răuntățească și mai mult. Ochiul îmi era și mai umflat și mă durea și mai tare. Astfel s-au scurs 15 zile. Atunci am mers din nou la icoana Maicii Domnului și am spus, Maica Domnului, să mă ierți că te deranjez din nou. Am luat iarăși puțin un de lemn din candelă și de îndată ce l-am atins de ochi, m-am vindecat. Oare Maica Domnului nu putea să-mi tămăduiască ochiul din prima zi? A văzut ea însă ceva în neregulă și de aceea m-a lăsat să mă chinuiesc.
și tu să te rogi cu smerenie și să aștepți cu răbdare. Rugăciunea care se face cu credință, durere, stăruință și răbdare este auzită, dacă ceea ce cerem este pentru binele nostru. Gheronda, ce pregătire trebuie să facem pentru rugăciune? Asemănătoare cu cea pe care o facem pentru dumnezeiasca împărtășire. Acolo avem dumnezeiasca părtășire, aici dumnezeiasca împreună vorbire. Când ne împărtășim, îl primim înăuntru nostru pe Hristos și vine dumnezeiescul har. Prin rugăciune avem o continuă comunicare cu Hristos și primim în alt chip dumnezeiescul har. Dar aceasta nu este puțin lucru. Atunci ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, acum comunicăm cu Dumnezeu. Așadar, așa cum pentru dumnezeiasca împărtășire se impune să ne spovedim la duhovnic, tot astfel și pentru rugăciune, care este dumnezeiasca împreună vorbire, trebuie să facem o smerită spovedanie înaintea lui Hristos. Să spui, Hristoase al meu, sunt într-un hal fără de hal, sunt așa, sunt pe dincolo, nu merită să te ocupi de mine, dar te rog, ajută-mă. În felul acesta vine dumnezeiescul har și apoi începe dumnezeiasca împreună vorbire. Dacă omul nu se pocăiește și nu se mărturisește cu smerenie înaintea lui Dumnezeu, rămâne nepricopsit, iar acest fapt devine zid care împiedică comunicarea lui cu Dumnezeu. Poarta rămâne închisă și sufletul nu află odihnă, în timp ce, dacă va spune am greșit Dumnezeul meu, se dărâmă zidul, sau mai bine zis, Dumnezeu deschide ușa și omul primește harul dumnezeieștii împreună vorbit. Gheronda, am citit în Scara că atunci când vrem să ne rugăm, trebuie să ne îmbrăcăm cu îmbrăcămintea care se potrivește să o poarte cineva atunci când vrea să se înfățișeze înaintea împăratului. Care este această îmbrăcăminte? Să te zdrobești pe sine înaintea lui Dumnezeu și să ceri iertare cu smerenie pentru greșelile tale. Să spui, am greșit Dumnezeul meu, sunt nerecunoscătoare, te-am mâhnit, iartă-mă. Dar să o spui cu zdrobire lăuntrică, nu numai la suprafață. Aceasta este îmbrăcămintea care se potrivește să o porți atunci când vorbești cu Dumnezeu. Dacă nu merge înainte această mărturisire, este ca și cum îi spune lui Dumnezeu, ce faci? Ce mai este nou? Dacă trebuie să-i cerem iertare omului căruia i-am greșit, cu atât mai mult trebuie să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru greșelile noastre zilnice. Adică în fiecare zi să ne gândim ce greșeli am făcut? Da, să ceri iertare lui Dumnezeu pentru greșelile pe care le-ai făcut ziua, apoi să te gândești la păcătoșenia ta în general. În felul acesta te smerești. Apoi încep cu cererile pe care le ai. Eu încep rugăciunea cu Dumnezeule milostiv fii mie păcătosului, o spun de atâtea ori în șoaptă și apoi continui cu Doamne Iisuse. Mai de mult, l-am tot rugat pe Dumnezeu să mă învețe să mă rog. Și iată că am văzut în vedenie un copil de 17 ani rugându-se. O, m-a topit! Felul în care plângea și se ruga m-a cutremurat. A început cu mărturisirea. Sunt nerecunoscător, neîndreptat. Apoi spunea, Dumnezeul meu, așa cum sunt acum, în această stare, cum mă voi putea îndrepta dacă nu mă vei ajuta Tu? După care începea cererile. Gheronda, în vremea rugăciunii mă apasă amintirea păcatelor mele și nu-mi pot aduna mintea. Am spus să ne cercetăm pe noi înșine și să ne mărturisim păcatele noastre înainte de a începe rugăciunea, iar nu în vremea rugăciunii. Aceasta nu este autocritică, ci convorbire cu Tangalache, adică diavolul. Înainte de rugăciune ne gândim ce nu merge bine cu noi înșine, ne îndreptăm mintea în acea direcție, reglăm înălțătorul și apoi foc. Gheronda, dacă fac vreo greșeală din neatenție și nu-mi dau seama ca să-i cer iertare surorii pe care am mâhnit-o, mai pot comunica cu Dumnezeu în rugăciune? Ca să o comunici cu Dumnezeu și să afli odihnă, trebuie să fii cu luarea minte la tine însăți și să ai trezvie, ca să-ți dai seama de greșelile tale, să te pocăiești și să ceri iertare. Altfel, chiar dacă vei simți o oarecare bucurie în rugăciune,
aceasta nu va fi o bucurie duhovnicească. Nu vei avea în lăuntrul tău întrariparea duhovnicească care provine din părtășia cu Dumnezeu. Gheronda, uneori, când merg să mă rog, am în lăuntrul meu o neliniște. Dacă ai neliniște lăuntrică sau o simți inima învârtoșată, să știi că ai mâhnit-o pe vreo soră și de aceea simți vinovăție. Dacă îți vei cere iertare, neliniștea va dispărea. Dar rugăciunea Gheronda nu poate alunga această neliniște? Trebuie neapărat să ceri iertare? Ascultă! Dacă ai mâhnit-o pe vreo soră, nu poți rezolva problema aceasta numai cu rugăciunea, ci trebuie să mergi să-i faci metanie și să-i ceri iertare. Dacă nu-i vei face metanie surorii, chiar și 300 de metanii de a-i face în chilie nu-ți folosesc la nimic. Aceste lucruri nu se rezolvă astfel. Mai întâi împacă-te cu fratele tău, spune Evanghelia, și după aceea adu darul tău. Numai dacă nu o găsești în acel moment, dar te-ai căit pentru greșeala ta și ești hotărâtă ca de îndată ce o vei întâlni să-i ceri iertare, numai atunci rugăciunea ta este primită la Dumnezeu. Gheronda, dacă am o neînțelegere cu vreo soră, atunci când merg în chilie, totuși mă liniștesc și mă pot ruga. Însă după aceea când o întâlnesc pe soră, simt o răceală față de ea și s-ar putea chiar să o și evit. Asta nu înțeleg. Dacă ai o neînțelegere cu o soră, cum poți să mergi la chilie și să te liniștești? Dacă nu-i faci metanie, cum te poți liniști și ruga? Dacă ai fi avut înăuntrul tău pacea lui Dumnezeu, inima ți s-ar fi înmuiat după rugăciunea pe care ai făcut-o în chilie și de îndată ce ai fi întâlnit-o pe sora, ai fi socotit această binecuvântare de la Dumnezeu și nu ai fi evitat-o. Gheronda, Sfântul Ioan Scărarul spune că rugăciunea este judecată înainte de judecată. Așa este. Când omul se roagă corect, atunci rugăciunea este judecată înainte de judecată. Cel care este sănătos duhovnicește, când merge să se roage, dacă își va simți inima învârtoșată, va cerceta de unde vine aceasta, ca să se îndrepte. De ce mă simt așa? Nu cumva am rănit pe cineva cu purtarea mea? Nu cumva am judecat sau mi-au trecut prin minte gânduri de judecată și nu mi-am dat seama? Nu cumva mi-a trecut vreun gând de mândrie sau există în lăuntrul meu vreo voie proprie și nu mă lasă să comunic cu Dumnezeu? Și dacă nu află nimic, Gheronda, nu se poate. Ceva s-a întâmplat. Dacă va căuta în arhivă, adică dacă se va cerceta pe sine, va afla dosarul cu pricina și își va da seama unde a greșit. Gheronda, să se cerceteze pe sine sau să se mărturisească lui Dumnezeu? Ce să mărturisească de vreme ce nu știe ce a făcut? Mai întâi trebuie să se cerceteze pe sine și dacă nu va afla nimic, atunci să facă vreo 2-3 metanii, se cadă în genunchi și să spună: Dumnezeul meu, fără îndoială că am greșit cu ceva, luminează-mă să înțeleg ce am făcut. Iar de îndată ce va spune aceasta, odată cu smerenia va dispărea și ceața ispititorului și va afla pricina. Văzând Dumnezeu smerenia lui, va trimite harul său și îl va lumina să-și aducă aminte exact ce a greșit ca să se poată pune în rânduială. Gheronda, ce ajută pentru ca cineva să păstreze o părtășie de nezdruncinat cu Dumnezeu? Ajută mult pacea lăuntrică a sufletului. Când sufletul este pus în rânduială, rugăciunea înaintează singură. De aceea, să nu lasă să intre în lăuntrul tău răutatea față de cineva. Dacă ai avut vreun gând de-a stânga față de cineva, să-l mărturisești. Să alungi orice al gând de-a stânga, punând în locul lui gânduri bune. Cu gândurile bune se curăță calea rugăciunii, care înaintează astfel neîmpiedicată.